Diana și doamna Loredana au venit să mulțumească la Antena Play pentru voturile care le-au primit, pentru cadouri, mesajele primite uh, aseară. Uh, mulțumeau pentru tort, au zis că a fost foarte bun. Doamna Loredana avea așa o stare, orică era emoționată, uh, orică era rușinată la de faptul că trebuie să vorbească la cameră. A mulțumit și dânsa pentru că a fost menționată aseară când s-au primit cadourile, era și numele dânsei acolo și a mulțumit frumos că s-au gândit și la ea susținătorii Daianei și a lui Dani. Și când s-a terminat de spus mesajul la Antena Play, zicea doamna Loredana, dacă n-aș fi așa un dezastru, ce bine ar fi. Acum că se referea la ce a mai făcut prin casă săptămâna aceasta și era rușine, orică are emoții când este la cameră și nu reușește să vorbească ceea ce își dorește, nu știu exact, dar a fost, a fost interesant să le văd pe amândouă că au venit să mulțumească și e un început bun. Sper să fie un semn bun.